Fabula zilei. Papucul. Zof și Zuf erau două muște surori ce se iubeau foarte mult, dar care se certau din orice prostie. Zuf muncea mai tot timpul în afara casei. Când ajungea acasă, Zof îi făcea mereu câte o glumă. Unde mi-ai pus mâncarea?" întrebă Zuf înfometată rău. Nu știu, credeam că e pe masă," răspundea Zof veselă. Aceste glume o enervau pe Zuf. Într-o zi în care nu era deloc în apele ei, observă că Zof îi ascunse papucii și nu îi putea găsi sub niciun chip. Dacă nu-mi dai papucii imediat, îți voi rupe aripile," amenință Zuf. Cum sora sa râdea în hohote, ea își duse la împlinire amenințarea. Din acea zi, Zof a terminat-o cu glumele. Concluzie. Glumele sunt bune, dar numai cu măsură. Sfârșit! Dacă ești prima oară aici, aș fi încântată la fel ca și tine de altfel dacă te-ai abonat la canalul meu. În fiecare săptămână postez videouri noi care cu siguranță îți vor lărgi orizontul de cunoaștere în acest domeniu interesant. Pa!